S-au făcut triaje riguroase în toate școlile din țară. Fiecare copil a fost controlat astăzi de teama răspândirii gripei. Cei care au fost sănătoși au rămas la cursuri, iar cei care au prezentat câteva simptome au fost trimiși de urgență la medic. Colega mea, Mădălina Iacob, vine cu mai multe detalii. Bună ziua! De la prima ora a dimineții, asistentele medicale împreună cu medicii școlari, profesorii, dar și cu învățătorii au făcut triajul epidemiologic în fiecare clasă din toate unitățile de învățământ din țară. Asta au cerut ministrul educației împreună cu ministrul sănătății. În funcție de numărul de elevi, copiii au venit ori aici în cabinetul medical, ori au așteptat ca asistentele să ajungă în fiecare clasă să-i consulte. Măsurile sunt aceleași, spun autoritățile, dar părinții trebuie să fie conștienți și să facă acest triaj înainte să-i trimită pe copii în colectivitate. Medicii spun același lucru. De exemplu, în această școală în care ne aflăm, din 560 de copii înscriși, 127 lipsesc astăzi, iar două cazuri sunt deja confirmate de Spitalul de Boli Infecțioase ca fiind gripă. Sunt 6.000 de îmbolnăviri doar în ultima săptămână în toate unitățile de învățământ din țară. Așteptăm și noi noile date astăzi.